Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Toată treaba aceasta este total gratuită. Absolut toate videoclipurile, abonarea, like-urile, comentariile nu vă costă absolut nimic. Din contră, ajută acest canal să crească. Bun! Eu acum când filmez este vineri, voi veți vedea acest videoclip tot astăzi, undeva pe seară. Iar, ca de obicei, my scent of the day, aroma zilei mele de astăzi, spre marea surprindere a multora dintre voi, însă vă voi explica imediat ce și cum, vine de la Bait al Bahur, o subdiviziune acasă Afnan. Și este vorba de Supreme Mask și am venit cu tot cu ambalaj, deoarece în opinia mea, dacă aveți de făcut un cadou um, unei împătimite sau unui împătimit, deoarece această aromă este total total unisex, um, dacă aveți de cadorisit un împătimit sau o împătimită a moscului, trebișoarea aceasta este fix ceea ce trebuie. Aceasta este sticluța în care vine. Are aici și trei petre. Și o să vă uitați lung la mine și o să spuneți, bine, pe păi tu astăzi porți strict un ulei parfumat? Da. Port strict un ulei parfumat. Dar îl port pe punctele de puls și pe lungimea părului. Și credeți-mă, suprim Mask este genul acela de uh, atar sau ulei parfumat ce nu necesită un uh, ajutător, dacă vreți, da? un parfum, o apă de toaletă și așa mai departe. Uh, V-am mai spus eu în alte videoclipuri, încercați să purtați cât de mult vara, bine, dacă vă plac, da? dacă sunteți iubitori ca mine, de uleiuri parfumate, ataruri sau cum vreți dumneavoastră să le spuneți, Încercați să le purtați vara, da, în căldura soarelui. Um, treaba aceasta proiectează incredibil. Nu am foarte multe uleiuri ce le port de sine stătătoare, da, pentru că multe dintre ele simt nevoia să le combin cu altceva. Ei bine, suprim mask merge purtat de sine stătător. Nu este nevoie de nimic altceva să-l ajute. Cum miroase el? Ca să vă faceți o idee, pe mine mă duce destul de multicel, un 80%, poate chiar 85% în zona lui masc, dacă nu mă înșel eu, de la My Geisha. O să vă cau și o să vă inserez pe aici o poză. Da? 80-85% fix în zona aceea merge. Da? Și acum este la reducere pe site-ul celor de la Parfumas, spun Parfumas pentru că de acolo l-am eu pe acela. Nu mai știu, undeva la 50-60 de lei. Dar pentru că tot vorbim despre Parfumas, tot am adus vorba despre ei, astăzi avem una bucată colet. Da? Da, iar încep cu da. Am plasat o comandă pentru că am mai vorbit eu cu câteva dintre voi, inclusiv pe grupul meu de Facebook, Frec Family, veți avea link în bara de descriere, despre noutățile Zimaia. Și bineînțeles, da, facturica, hârtiuțe, ambalaje, totul bine protejat ca de obicei. Și aici avem bunătățile. Uh, am mai vorbit eu cu multe dintre voi pe grupul meu de Facebook și vă spuneam faptul că sunt exagerat de curioasă despre câteva zimaie, cum îmi place mie să le spun. Dar până atunci, hai să începem cu cel mai mic produs din comanda de astăzi și anume, bineînțeles, un ulei parfumat, că da, a venit vara și eu sunt obsedată cu uleiurile, um, ce vine de la casa Ale Rehab, V-am mai vorbit eu despre câteva uleiuri în acest videoclip, însă nu-l aveam pe acesta, este un blind buy, se numește green tea și exact în videoclipul, exact cum v-am mai spus în videoclipul în care v-am vorbit prima dată despre aceste uleiuri, acestea vin fără um, folia aceasta, da? nu au folie. Asta ca să știți să nu trăiți cu senzația că cineva vă umple la ele, da? Și așa arată sticluța. Sunt acelea la 6 ml. Că m-am uitat pe ambalaj și că nu mai țineam minte, ce au o bilă rolon în vârf, în capăt, unde vreți voi. Bun. Acestul este unul unisex. Și conține sau notele sale sunt ceai verde, bergamotă, note citrice, note verzi și mosc alb și am văzut acolo la ei pe site în recenzii că foarte multă lume uh, spunea faptul că această aromă se inspiră din. Anjardin sur lenil, dacă. Mă înțeleg eu bine cu francez, în momentul de față, dar. Să vedem mia ce miroase. Și bineînțeles, că o să-l aplic direct pe piele. <laughs> um, pentru mine, da, fix la secundă, de la uh, primul nas. Este ceaiul acela Earl Grey. O să vă inserez eu o poză pe undeva pe aici, da? Este un ceai ce eu l-am băut mult timp, da? Am fost uh, fan al acestui uh, ceai și pur și simplu mă duce acolo cu gândul, da? Are izul acela uh, reconfortant, dacă vreți, revigorant, țipă categoric din toți plămânii a vară, categoric este 100% unisex. Îl poate purta atât o doamnă cât și un domn, singura condiție fiind aceea de a iubi aromele ceioase, dacă doriți, fiind de tot verzi, fiind de tot citric ce răcoritoare. Este genul acela de aromă ce te poate duce cu gândul către un spa, da? Nu știu cum să spun eu, îți dă senzația aceea de relaxare, pur și simplu te deconectezi de la tot ceea ce e în jurul tău da? și ești într-un într spa, are și subtonul acela fiind de tot curat, dar nu săpunos. Da? Când spun curat, nu mergeți neapărat cu gândul care avea acel iz de săpun. Ei spun aici bergamotă în note citrice. Ei bine, citricele acestea nu sunt cel puțin pentru mine și pentru simțurile mele, da? În opinia mea. Citricele de aici nu sunt citricele acelea astringente, nu e ceva ce mă poate duce cu gândul, v-am mai spus eu în alte videoclipuri și da, paralela asta trebuie să o fac mereu pentru că eu așa văd lucrurile, dacă vreți. Nu este izul acela de citrice întâlnite, de exemplu, în degresantele pentru bucătărie, da? produsele de uh, curățenie, curățarea casei. Nu, nici pe departe. Dacă doriți, mai degrabă sunt acele citrice fiind de tot îndulcite. Pentru că aici pot resimți categoric în toată nebunia aceasta frumoasă de ce ai note verzi și când spun note verzi din nou, nu mergeți de exemplu către cabotin de gre. Da? Din nou, exemplul acesta mi-a venit în minte pe loc. Uh, nu, este aici și moscul acela pufos dulceag, cel iubesc eu, da? Dar foarte fain, foarte, foarte fain și 20 de lei sau pe undeva pe acolo, credeți-mă că merită. Și, mai ales, dacă plecați, eu știu, un concediu la mare sau la piscină sau așa mai departe, și vreți să vă parfumați, pentru că da, eu și atunci când merg la plajă sau dacă merg la mare, la fel, trebuie să am ceva să-mi aplic în afară de protecția solară, bineînțeles. Consider, în opinia mea, că este o alternativă extrem de bună bun îl lăsăm puțin acolo ca de obicei după ce uh, voi face primele impresii voi reveni către fiecare în parte bun hai să vedem dacă tot am luat pe tine mai înainte hai să continui cu tine și anume o noutate a casei rubroca bineînțeles știți deja dacă iubiți afnan la fel ca mine faptul că rubroca este uh, subdiviziune sub companie afnan și vorbim aici despre un edp apă de parfum L'Alliance stelar. Așa vine cutiuța. Avem aici da 100 de mililitri și așa mai departe hai să vedem ce și cum nu este genul acela de. Prezentare impunătoare, casete și așa mai departe este o prezentare normală, dacă vreți să-i spun așa, cu folie ambițioasă și sticluța. Arată foarte fain. Bun, aici avem... Uh partea din față, lateralul, iar partea din spate mi se pare extrem, extrem de fain treaba asta. Este embosată, dacă vreți, are chestia asta foarte fain. Maro, iar partea de aici este maroniu metalic. Da, sunt eu daltonistă, dar vedeți voi. Bun, genul acela de sticlă grea, partea de aici, plastic sau nu e plastic? Un plastic ceva mai dur, dacă vreți. Haideți să vedem notele. V-am spus, la Alianz Stellar este o lansare nouă. În vârf avem vetiver, rubarbă și tămâie. În mijloc, trandafir, boabe tonca și ambră iar în bază lemn de santal, ud, lemn de cedru și ambră. Și să vedem cum miroase. Pe acesta, bine, nu avem chiar foarte multe, vreau să le aplic pe toate pe piele să vedem ce și cum. Super atomizor, înainte și înainte de toate. Vai! Bun. Avem aici genul acela de aromă de nișă, dacă vreți. Um, Doamne, Dumnezeule. De ce spun aromă de nișă? Nu este ceva um, nu este genul acela de aromă mainstream pe care o poți întâlni la orice colț de stradă, da, cum spun eu. Este cu totul și cu totul Doamne Dumnezeule, este cu totul altceva. Se deschide floral fructat, aș putea spune, cu ceva fiind de tot întunecat și obraznic acolo. Da? Bine, îi spun vetiverul rubarbă, tămâie. Rubarba de aici nu este genul acela de rubarbă ascuțită, dacă vreți, întâlnită în anumite inspirații um, în anumite parfumuri asemănătoare cu ADN-ul de linii, da? Nu este genul acela de rubarbă ascuțită. Mă și duce într-o zonă, mă și plimbă de acolo, da? Mă mută în altă zonă. Categoric este genul acela de aromă 100%. Nu este chiar. Vreau să spun că este genul de aromă 100% feminină, însă, în percepția mea și după gusturile mele, eu tind să cataloghez acest parfum ca fiind unul unisex. Ori datorită um, atingerii aceleia dar cobraznice, da? este ceva ce mă trimite cu gândul către latura unisex, dacă vreți. Dar, categoric, pentru o primă impresie, pentru un prim nas, este unisex cu înclinație către latura feminină. Nu este genul acela de aromă ce l-aș purta ziua mea sa mare la 40 de grade, însă cu siguranță nu m-aș uh, sfii să-l port în serile de vară sau tot așa seara la un eveniment special, nu botezuri cu metriș și așa mai departe. Mă duce cu gândul la trei ADN-uri și anume. E ceva din Delina, Delina, varianta inițială, da, prima variantă. E ceva din ADN-ul lui Hibiscus Mahajad de la de la Mezon um, Crivelli, dacă zic eu bine. Și nu în ultimul, nu în ultimul rând. Este ceva din rasasi shura, dacă se pronunță așa. Însă, cel mai mult și cel mai mult îmi lasă senzația este ca și cum ai un mix între ADN-ul de linei, ADN-ul lui Hibiscus Mahajad și ai adăugat acea atingere middle eastern dacă vreți, da? Ceva tămâie neaprinsă și uh, genul acela de ud dulce plăcut Nimic animalic, uh, nimic uh, cu alte conotații și așa mai departe, da? Ud dulce Dar foarte fain Nu, sinceră să fiu, nu m-aș fi așteptat să, să miroasă așa. Genul acela de uh, aromă ce îți creează dependență, cum v-am mai spus eu în alte videoclipuri, în legătură cu alte parfumuri, miroase altfel, da? Este cu totul și cu totul altceva. E genul acela de parfum ce mă duce cu gândul uh, către o doamnă sigură pe sine, uh, genul acela de doamnă, cum să spun eu, rafinată cu gusturi selecte, dacă are sens ceea ce spun. Doamna aceea care uh, știe cine e, știe ce vrea, știe ce poate și da, poartă fix aroma aceasta. Nu înclină balanța, chiar dacă eu vin și vă spun că este ca și cum ai face layering cu ADN-ul de linei și ADN-ul lui Hibiscus Mahajad și ai adăuga ceva ud dulce și ceva tămâie neaprinsă, nu este acea aromă cu puternic factor middle Eastern, da? Factorul middle din acest parfum la lians stelar nu este unul izvitor. Și da, din nou mă leg de nume și cred că numele nu a fost ales așa la întâmplare stelar. Pentru că da, e altceva. Clar, e altceva. Nu e ceva ce um, te întâlnești la orice pas cu aroma aceasta. Categoric nu. Bun. Foarte fain. Foarte, foarte fain. Îl mai lăsăm puțin să vedem cum se dezvoltă și vom trece la următorul ce i-am comandat soțului. Pentru că, da, doamnelor, domnișoarelor, vă vând pontul când doriți să mai faceți o captură de 2, 3, 4 parfumuri, luați unul și partenerului dumneavoastră, soț, iubit sau așa mai departe. Pentru că se va bucura precum un copil și va uita că dumneavoastră v-ați achiziționat 3 sau 4. <laughs> și pentru că eu mi-am luat la Alianz Stellar, noua lansare Rubroca, domnului meu i-am luat L'Alliance Spirit, din nou, noua lansare Rubroca. De data aceasta, un parfum marketat ca fiind 100%, ca fiind 100 masculin. Însă știți că eu sunt mai cameleonică și la o primă impresie, Notele acestui parfum mi-au plăcut foarte mult, ce să vedeți. Și vedem dacă îl vom împărți, sau uh, îl voi trage eu pe dreapta într-un final, da, aceeași, aceeași sticluță, aici avem la Allianz Stelar varianta de damă, aici la Allianz Spirit. Sticluțele sunt identice, doar că la Allianz Spirit este un uh, gri petrol da? și are treaba aceasta, am lăsat și amprente, lucioasă în comparație cu l'alianț stelar care este mat. Bun aceea sticlă grea tot, tot, tot. Prezentarea este aceeași. În vârf avem bergamotă, note marine mandarină și portocală în mijloc lavandă rozmarin, arbore de mastic sau fistic sălbatic iar în bază note de piele, paciuli, ambră și mosc și din nou, am citit recenziile de pe site și doi domni, dacă nu mă înșel eu, îl asemănau cu um, Aquadigio Profondo și ceva sovaj, dar vedem. Că vorba aceea, suntem diferiți și fiecare percepem diferit un parfum. Bine, sinceră, da, deci au niște atomizoare Doamne Dumnezeule! Doamne! Bun. Înainte și înainte de toate, acest parfum din start îl voi purta și eu. Dacă sunteți ca mine, dacă sunteți doamne, dacă sunteți domnișoare și nu vă sfid, Doamne, cum miroase! de parfumurile unisex sau de acele parfumuri albastre masculine, da? Cu siguranță ați putea împărți acest parfum cu partenerul dumneavoastră. De ce spun doamne? Aqua Profundo cu un twist. Cam asta este la Alliance Spirit. Și când spun aqua profondo, încercați să mergeți cu gândul, domnilor, doamnelor, către varianta inițială, da? Varianta nereformulată, dacă vreți. Note citrice, citrice îndulcite, note marine foarte, foarte slab. Nu este genul acela de parfum sărat, nu este genul acela de parfum, nu știu, cu uniza parte ce vă poate duce cu gândul către alge, de exemplu. Nu, categoric nu. Bun. Ei spun uh, lavandă. Lavanda de aici nu este ceva de speriat. Dacă sunteți doamne, domnișoare... O să mă adresez în continuare ambelor sexe, da? deoarece în opinia mea, acest parfum este total, total unisex. Și este genul acela de aromă ce strălucește foarte, foarte bine vara, însă cu siguranță l-aș putea um, cataloga în categoria aceea uh, parfumuri semnătură, da? uh, este foarte, foarte safe. Foarte ok pentru a fi purtat la birou de către un domn, dar și seara. Da? E genul acela de parfum dacă nu ești fanatic, dacă nu ești obsedat și dacă nu ai ceva la căpuc ca mine și vrei un parfum pe care să-l poți purta oriunde, oricând, în orice situație, în orice context, la L'Alliance Spirit cu siguranță este ceea ce trebuie. Din start, de la prima impresie. Ei listează aici um, lavandă rozmarin sau fistic, și fistic sălbatic. Nu mergeți cu gândul către, uh, cum să spun eu, genul acela de fistic din uh, parfumurile cu acesta da? de nedap, trendul anului, dacă vreți. Uh, Ia o gelato și așa mai departe. Nu. Nu mergeți în latura aceea sub nicio formă. Are o fiind de tot o adiere acolo. Dar nu este un parfum pe care să-l duceți în acea zonă. Singura zonă, da, categoric, este aqua profundo și vorbesc aici din nou, mă repet, de prima variantă, cea nereformulată, cu un twist. Și când spun cu un twist, ei listează în bază note de piele paciului ambră și mosc. Nu vă speriați de nota de piele. Este mai degrabă o adiere, dacă vreți, de piele din acea moale de foarte bună calitate. Dar din nou vă spun, nu este ceva să iasă în evidență. Nu e parfumul acela pielos, greu sau așa mai departe. Nu, este acel parfum de mare, acel parfum de zi cu zi, acel parfum de sală, de ce vreți voi. Dar foarte fain. Deci foarte, foarte fain. Bun, te mai lăsăm și pe tine puțin aici să vedem cum evoluezi. Și trecem la penultimul care vine de la Zimaia. Și m-a intrigat foarte mult sticluța și nu numai și notele și tot ce vreți. Și vorbim aici despre exquisite, exquisite, de la Zimaia, aceasta este prezentarea, de data aceasta se pare că nu avem cutia normală între ghilimele cum au avut-o cei de la uh, cele două de la Rubroca și avem genul și trebuie să iau caterul. gata, genul acela de um, cutie tip casetă Vai, ce fain e treaba aceasta, diamantul acesta de aici. Foarte, foarte fain. Da, este o casetuță albă. Pam, pam. Eh? Frumos. Frumos. Bun. Este o sticluță destul de asemănătoare cu hai să o arătăm și să sperăm că YouTube ne lasă în pace, pentru că da, gândim cu toții același lucru, ne duce cu gândul către parfumurile casei roja. Dar foarte faină. Aici avem un detaliu, o pietricică. Vai ce îmi place. Este un piersiciu în degrade, dacă vreți dar genul acela de sticlă extrem, extrem de grea. Foarte fain e. Foarte fain. Bun, hai să vedem notele că destul am admirat sticla. În vârf, coacăze negre, piersică, portocală. În mijloc, din nou, coacăze negre, floare de portocal și note florale. Iar în bază, mosc, vanilie și ambră. Dacă aceste note nu înseamnă perfecțiunea într-un parfum, în opinia mea și ceva perfect pentru vară, nu știu ce altceva ar putea însemna treaba aceasta. Înainte să-l testez, îmi cer scuze puțin, spălăm puțin nasul deoarece treburile acestea două de la Rubroca proiectează foarte, foarte tare și nu vreau să ne încurcăm în arome. Bun, și acum să vedem exquisite de la Zimaia. Nu, aici am dat rubroca, aici nu am nimic. Hai să vedem. Da, deci nu, nu știu ce au... Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule! Oh! Îmi cer scuze pentru reacția aceasta. În mii de scuze. Doamne, cum e? Doamne, deci, în afară de Doamne, Doamne, și ochi dați peste cap și este Divin. De la primul puf, de la primul nas, de la ce vreți dumneavoastră. Un floral fructat proaspăt, dulce, moscat, dar din nou este moscul acela uh, dulce, pufos, norișorul acela de mosc, curat, dar cremos totodată, când spun curat, din nou, nu mergeți uh, sub nicio formă cu gândul către uh, parfumurile acelea cu iz de săpun, nu, nu are nici cea mai mică legătură. se resimt, eu nu pot spune direct uh, ceea ce resimt eu aici, mai degrabă fructe de pădure. Da? E ceva ce mă duce cu gândul către fructele de pădure. Nu pot pune degetul cu acăze negre, mură sau așa mai departe. Nu, pentru mine sunt fructe de pădure. Doamne Dumnezeule, deci... Este divin, jur că este divin. Din nou, foarte ușor de purtat. Nu are absolut nimic, nimic din zona Middle eastern uh, Nu miroase, arăbesc, nu. Este genul acela de aromă, de designer, dacă vreți. Doamne, genul acela de aromă ce poate fi cu ușurință uh, acel parfum semnătură. Categoric, da, oricând puteți alege exquisit de la Zimaia pe post de parfum semnătură. Miroase, extrem de scump, extrem de feminin, elegant, dar versatil totodată. Nu este nimic uh, să iasă în evidență, din contră este ceva ce mă duce cu gândul pur și simplu în fața ochilor. Um, văd acel cornet cu înghețată de vanilie și fructe de pădure. Pur și simplu la asta mă duce cu gândul. Are vanilie, este fiind dulceag, dar nu este dulcele acela copleșitor, leșinător, nu. Cu siguranță este, adică eu una cel puțin pentru gusturile mele, aș purta zi mai exquisit, ziua în amiaza mare, vara. N-aș avea nici cea mai mică problemă cu treaba aceasta. De ce spun asta? Fructele acelea de pădure îi dau, dacă vreți, Um, o chestia aerată, ceva fiind de tot răcoritor, da? Nu este vanilie, copleșitoare și atâta tot Și Mă duce fiind de tot cu gândul către alte două parfumuri middle -ish. Două parfumuri de altfel pe care eu le iubesc, le ador, le venerez și așa mai departe Și anume are ceva din Mystic Buchet de la Afnan, ADN-ul de Valaia, dar are și ceva din Love Story de la Ahmed al Maghribi sau ADN-ul de Meliora, tot PDM. Da? Este, dacă vreți, ca și cum Mystic Buchet de la Afnan și Love Story de la Ahmed al Maghribi au făcut un bebeluș, da? Exquisit Zimaia este rodul iubirii dintre aceste două parfumuri. Dar căruia îi adaugi o. toamne de... E o vanilie în acest parfum ce pur și simplu îmi dă viața peste cap între ghilimele, da? Foarte fain. Foarte, foarte fain. Foarte fain. Din start, de la primul nas, de la, da? Categoric 10 din 10 pentru mine. Este. Este divin, este divin, atât pot spune. Doamne, cât mă bucur de el și mai avem unul pe care din nou sunt mega, da? Dacă sunteți de ceva timp aici și a la mine pe canal, știți că îl iubesc pe Ahmed. Și acum nu mai ridicați din sprâncene, vorbim de Ahmed al Maghribi. Da, iubesc casa aceasta. Um, și da, nu mai, are, nu mai intru în detalii, că oricum sunt mega curioasă. Aici avem Zelenii, în variantă de 100 de ml, care vine și el, tot într-o prezentare mai fancy, dacă vreți. Doamne, cât de fain e exquisit! Bine, nu vreți să știți cum miroase aici. Dar nu mai contează. Vorbim acum despre zelenii. Și da, aveți un deja vu, exact ca mine, pentru că sticluța este um, aceeași formă precum Ud um, Couture, tot de la Ahmed Al Maghribi, un parfum cu care v-am terorizat, un parfum l-ador, uh, Pentru mine, Ud Couture de la Ahmed Al Maghribi. Este cea mai reușită și cea mai uh, varianta mea perfectă, inspirația mea perfectă pentru Barbary Hair. Dar noi acum vorbim despre zelenii. Exact cum vă spuneam, aceeași sticluță precum ud couture, doar că avem genul acela de nuanță de măr verde, dacă vreți, și să vedem notele. Ei listează ca fiind un parfum unisex în vârf. Țineți-vă bine, apropo, aici avem multe note. În vârf avem fructul pasiunii, grefrit, ananas, mandarină, căpșune. În mijloc, bujor, vanilie, orhidee, fructe de pădure, iasomie, lăcrămioare. Iar în bază, mosc, mușchi de stejar și note lemnoase. Și l-am ales pe nenea zelenii și mă totul la sticlă pentru că mă duce cu gândul către un nume de politician, dar depășim momentul, mă uit la zelenii și de când am văzut notele am zis nu, ăsta trebuie să-l am pentru că fructul pasiunii, ananas, căpșuni grefruit, bujor orhidee, da? Mă duce pe mine cu gândul că ar avea acel subton tropical și asta înseamnă că e perfect pentru vară, nu? Hai să vedem unde îl mai pulverizăm, nu? Că îmi radiază, deci eu am pulverizat aici um, la Lian Spirit da, și se resimte așa, de parcă am dat pe toată mâna. Hai să vedem unde te dau, aici nu, vai ce frumos! Bun. O să fac ca Oana de la, cufă, de la cufărul cu parfum uh, O să fac precum Oana Valkyria, așa anume o să îmi pulverizez în palmă Pentru că da, le vreau pe toate pe piele Da, acele atomizoare specifice casei Ahmed Al Maghribi Nu m-am uitat și eu ca fata la concentrația de ulei. 36% concentrație de ulei în nenea zelenii. Doamne Dumnezeule! Da, nu știu dacă vi se întâmplă să vă placă atât de mult o aromă, și pur și simplu să vă lase fără cuvinte. Pentru că dacă vi s-a întâmplat, fix în acel moment sunt și eu acum, da? Doamne Dumnezeule! Este fresh, fiind dulceag, fructat, fiind tropical pur și simplu e genul acela de aromă de îți vine să muști locul în care ai pulverizat da? parfumul, fără nici cea mai mică exagerare. Are un fin de tot sub ton dacă vreți. E, nu știu cum să spun. La un prim nas, sinceră să fiu, nu știu cum aș cataloga acest parfum, deoarece exact cum v-am spus, este fin uh, fresh, fin dulceag, fin fructat, fin gurmand, fin tropical. Genul acela de aromă proaspătă, ca și cum um, te-ai răsfățat așa în cadă, apoi ți-ai îngrijit corpul cu uh, produse high-end și din nou ți-ai aplicat un parfum din categoria high-end. Da? Uh, de ce spun asta? Pentru că zelenii, chiar dacă vine de la Ahmed al Magribi, oricum și notele ne spun treaba aceasta, însă mirosul în sine, că de multe ori notele spun una, parfumul miroase în altfel, nu are absolut nimic de a face cu Laturap sau cu lumea Middle Eastern, dacă doriți. Este acel uh, parfum de vară, acel parfum cu totul și cu totul mainstream, chiar și pentru un cadou. Uh, nu este ceva, nu știu, nu văd sinceră să fiu o doamnă sau o domnișoară care să spună nu-mi place zelenii. Nu știu. Genul de uh, aromă foarte, foarte faină, cu siguranță, din nou. Um, are ceva ce pentru mine țipă avară, dar cu toate acestea este genul acela de aromă ce poate fi purtată oriunde, oricând, în orice anotimp, cu orice ocazie, da? Deci, din nou, uh, vorbim de un posibil parfum semnătură. Iar ca aromă. Este ceva duplicitar și vă spun imediat de ce am folosit termenul acesta, pentru că pe de o parte mă duce cu gândul la genul acela de Barbie Malibu, dacă vreți, da? iar pe de altă parte mă duce cu gândul la acea Sio care își petrece concediul, vacanța, pe un iacht, da. Are ceva din ambele lumi, dacă vreți. Adică este și girly, uh, jucăuși pentru o păpușică Barbie pe o plajă din Malibu, pentru că da, are acel uh, iz, acel vibe tropical, dacă vreți. Dar este genul acela de aromă ce-l poate purta și o doamnă. Uh, cum v-am mai spus eu în alte videoclipuri, parfumul fără vârstă, da? Zelenii este fix treaba aceasta. Nu are o limită de început, dar de altfel nu are nici acea limită de sfârșit de vârstă. Îl, pot, îl poate purta oricine cu ușurință. Din nou, singura condiție, dacă vreți, este aceea de a fi în zona parfumurilor floral, fructate, fin gourmand, fin cu acel subton, cu acel iz, fiind de tot tropical. Doamne, cât e de fain! Și aici este ceva ce mă duce și cu gândul către un măr verde, exact cum v-am spus eu, când m-am legat de culoarea acestui parfum. Chiar dacă ei nu listează, însă mie, la nas, îmi dă izul acela de măr verde zemos. Da? Ați văzut merele acelea verzi? nu știu, dacă sunteți ca mine și anume vara să vă umpleți lada de fructe din frigidel cu mere verzi, da, și să le mâncați așa reci, ele sunt zemoase, delicioase. Mm. Bun, revenim la zelenii. Foarte fain. Bun. Deci pur și simplu, exact vorba lui Coco de la simțurile Ascuțite, m-am exorcizat astăzi cu unboxing-ul acesta. Deci am, au ieșit din mine toate stările și toate trăirile. Haideți să spălăm nasul și să facem recapitularea finală, ca la școală. Și da, minutul 42, dar na, Ana și trăirile ei. Începem cu Green Tea. Pe care l-am aplicat aici și ei. Da. Sunt în aceeași uh, zonă, dar exact cum v-am spus și inițial. Știu că m-a mai înscrisese uh, Te pup, dacă mă vezi, știu că mă vezi, și mă întrebase dacă am uh, idee, cineva, nu-i dau numele, și mă întrebase dacă am idee uh, dacă acest Green Tea ar merge către zona. Lui Elizabeth Arden sau nu zic eu prostii vă las pozele pe undeva pe aici. Nu prea mă duce în zona aceea. Oh, dar e frumos, e frumos în momentul de față. S-au mai uh, estompat notele acelea verzi, dacă vreți și am rămas la un ceai verde în care ai pus un cup de gheață. Nu mă întrebați de ce, dar are ceva răcoritor în el. Da, de asta mă duce cu gândul la un cub de gheață, este ca și cum ai o cană mare cu cei verde, ai pus un cub acolo de gheață și în afară de cubul acela de gheață ai și două, trei felii de uh, citrice confiate, da? Nu citric astringent, citric dulceag, dar foarte fain, foarte, foarte fain, din nou, plajă mare, piscină sau în combinație cu alte și alte parfumuri sau noaptea la culcare bun mergem către l'alianz stelar și l'alianz stelar l-am năsuit eu adineauri fără să-mi dau seama și îmi luase înfurase îmi gândurile. S-a așezat foarte fain foarte foarte fain în continuare de fapt, în momentul de față, balanța ar înclina către ADN-ul lui Hibiscus Mahajad, însă, haideți să vă fac o proporție ca să vă faceți o idee, este ca și cum ai face layering din 40% de lina și 60% Hibiscus Mahajad. Da? Este ca și cum ai combina aceste două ADN-uri. Foarte fain, Ăsta e genul ăla de uh, parfum pentru o fem fatal în seriile de vară sau ceva de genul, da, pur și simplu acolo mă duce cu gândul. În continuare, uh, cel puțin pentru mine, factorul Middle Eastern nu este ceva de speriat, da? Hai să spun un 10%, deoarece și în momentul de față pot resimți udul acela dulceag și o fărâmă, dacă vreți, din tămâia aceea neaprinsă. Dar e... nu, nu. Superb, superb. Mai departe scrie în carte despre l'Alianz Spirit. Și pe nenicul l-am pulverizat. Doamne Dumnezeule! <laughs> Nu știu, treaba asta este faină, rău. În momentul de față e ca și cum iei ADN-ul lui profondo și îl duci oarecum în zona de nișă, dacă are sens. Nu știu, pur și simplu treaba asta mi-o dă la nas. Deci, domnilor, dacă v-ați plictisit de sovași, Știți că eu nu prea am o părere bună în legătură cu sovaj. Dacă v-ați plictisit de uh, sovaj sau de acele parfumuri uh, albastre, da? specifice dumneavoastră și specifice sezonului cald, comandați, vă rog eu din suflet la Alliance Spirit. Și da, vorbesc la modul cel mai serios. Ai în continuare, în, acum, în down-ul final. Ai treaba aceea marină însă este ca și cum, cum să spun eu, am așa o imagine cu un actor în fața ochilor acum și nu știu cum să fac creierul să aibă conexiune cu gura, da? să redau ceea ce văd. Genul acela de gentleman, care a crescut în cartier, da? Este și gentleman, este și bad boy totodată, e ca o fuziune dacă vreți. Partea bună dintr-un domn și partea rea din, din, același domn, logic, da? Binele și răul, da? O să ziceți că am înnebunit cu descrierea asta, dar pur și simplu asta am de la nas. Ai senzația aceea de binele reprezentată, ai senzația aceea de bine reprezentată de Traba aceasta, citrice dulce, aș putea spune, cu note marine, cu ceva sub ton mineral, dar ai și partea răului cu acea atingere de piele, dar din nou, încă o dată. Nu este ceva de speriat, Adică e cantitatea aceea de piele dacă, o, dacă vreți, ce o poate purta inclusiv o doamnă sau o domnișoară, da? Nu este ceva de speriat. În continuare, e genul de parfum ce strălucește cel mai bine în perioada caldă a anului, părerea mea. Dar îmbinate, deci binele și răul îmbinate, da? Treaba aceea, ying și yang. Foarte fain. Foarte, foarte fain. Incredibil. Sincer, sincer, mă așteptam să fie cu toate că ei le stau pielea în bază, nu știu de ce, ori datorită recenzilor de pe site cu Aqua Profondo, Armani Profondo și așa mai departe, mă așteptam să fie încă un parfum albastru. Însă este acel albastru cu un twist, dacă vreți. Foarte fain, foarte, foarte fain. Și da, trecem la bombița care mi-a. Zdruginat ziua din temelii și anume zi Maia exquisite. Doamne! Doamne, deci... Eu la ideea asta rămân, da? Înghețată de fructe de pădure și înghețată de vanilie. Ai un cornet mare, ai uh, cantitatea egală. Da, să ne înțelegem. Două cupe de um, înghețată de fructe de pădure și două cupe de înghețată de vanilie. Doamne, Dumnezeule! Nu, e genul acela din nou. Mm. Parfumul acela îl poți purta oriunde, oricând, magnet de complimente din partea ambelor sexe, categoric, cu siguranță. Și era să-l scap. Bun. Mi-alunecă mâinile pentru că mi-am pulverizat aici Ahmed al Magribi Zeleni și da bun zi mai exquisit. Uh, nu e nimic de speriat, nu e nimic prea mult pentru vară, dar în același timp. Nu știu cum să spun eu. E genul acela de parfum foarte, foarte bine echilibrat, da. Îl poți purta vara, iarna, toamna, nu contează. Deci pur și simplu nu contează. Chiar dacă eu vin și spun înghețată de fructe de pădure cu ceva vanilie, are totodată, nu știu. Vanilia de aici, v-am mai spus eu când l-am năsuit prima dată, vanilia de aici este divină. Dacă iubiți vanilia ca mine, Zimaia exquisite, da, din start. Și da, în continuare sunt în zona aceea, în continuare lasă senzația că aș face layering între uh, Mystic Bouquet de la Afnan și Love Story de la Ahmed Al Magribi. Categoric, acolo sunt. Și dacă vreți în uh, traducere de Alte parfumuri, dacă nu cunoașteți Mystic Buchet și Love Story, apropo, dacă nu le cunoașteți, sunt bombițe pentru vară, da, bombițe și nu numai pentru vară. Este ca și cum ai face layering între Valaia și Meliora, da? De la PDM, cu o extra vanilie. Cam asta este exquisit. Doamne, doamne, deci. <coughs> direct zilele viitoare îl iau la purtat fără doar și poate și nu în ultimul rând, zelenii da înțeleg și treaba cu um, aromă unisex, însă nu știu este un unisex ce înclină feminin dacă vreți pentru că da, eu sunt în același film cu Barbie Malibu și uh, acea CEO pe un iact, da? Pur și simplu treaba aceasta mi-o dă Ai în continuare subtonul acela tropical, care e nebunie, nu știu ce am vara asta uh, Dacă anul trecut eram în febra moscului, cu toate că și acum sunt muscul oricum Am o problemă în sensul bun cu el Uh, vara aceasta observ că am așa o chestie, am uh, pornire către parfumurile cu is tropical, ceea ce până acum mie nu prea mi s-a întâmplat, sinceră să fiu. Dar ai acel subton tropical, dar ai în continuare acele fructe, ai în continuare senzația aceea uh, fresh și răcoritoare, dacă vreți, nu e ceva sufocant, categoric nu. Și îmi lasă senzația că Uh, e genul acela de aromă, nu știu, foarte complimentată de domn. Da? E genul acela de uh, aromă ce bărbații o iubesc atunci când o resimt pe o doamnă sau pe o domnișoară, în special vara. Cu toate că, din nou, zelenii pentru mine e all season, însă, având subtonul acesta tropical, da, clar, țipa vară. Oh, bun, bun, hai că am reușit să vorbesc o oră din nou, dar am avut și eu două, patru, cinci arome și dacă ați rămas cu mine până acum, vă mulțumesc din suflet dacă nu v-am plictisit și am reușit să vă captez și să vă mențin atenția aici, dacă aveți vreunul din aceste parfumuri, Lăsați-mi și mie părerea dumneavoastră, experiența dumneavoastră în secțiunea comentarii. Bineînțeles, cum v-am obișnuit de altfel, acestea sunt primele impresii. Voi abuza de ele și voi reveni cu ele ca topuri, selecții, recomandări sau recenzii. Da? Variante de layering sau tot ceea ce se poate da? scoate dintr-un parfum. O să le descos pe fiecare în parte. Dacă nu aveți nimic din, ce, din cele despre care v-am vorbit astăzi, lăsați-mi și mie ce parfum sau ce aromă purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. În bara de descriere veți avea link pentru absolut fiecare din aceste parfumuri. Contul meu de Insta, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook Freg Family. Vă mulțumesc din suflet Cred că astăzi mă duc să mă îmbăiez în treaba aceasta pentru că mor. Deci mor, jur. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat!